În perioadele de mari încercări și ispite te cuprinde teama. Aceasta vine ca urmare a pierderii scopului vieții, permanenta pregătire pentru ziua trecerii la Domnul. Pentru aceste momente există rugăciuni care te întăresc în credință. Părintele grec Paisia Ghioritul, întrebat ce poate face un creștin când are diverse încercări, a spus: asigură-te, copilașule, în Dumnezeu. Există asigurare mai mare decât în crederea în Dumnezeu, așadar alungă temerile de duhuri rele și farmece cu ajutorul unor rugăciuni de ajutor. Când te simți cuprins de încercări din partea duhurilor rele, cheamă pe Hristos în ajutor cu o rugăciune sinceră. Sfântul cuvios Daniel zicea: prin rugăciunea minții îl lovești pe diavol în inimă. Rugăciunea la care se referă este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Îți dă o pace extraordinară dacă o spui de 40 de ori la rând. În zilele în care te simți acaparat de ispite venite de la duhurile rele, rostește rugăciunea aceasta: dăruiește-mi, Stăpâne, inimă curată și credință tare, pentru că în aceste clipe să pot cânta împreună cu prorocul tău David: Doamne, cât s-au înmulțit cei care mă necăjesc. Mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeu, iar tu, Doamne, sprijin Sfinitorul meu ești, slava mea, și cel care înalți fruntea mea. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al lui. A Domnului este mântuirea și peste tot poporul tău binecuvântarea ta. Amin. Doamne, eu sunt decât un om neputincios, de aceea ajută-mă cu darul tău să fiu statornic în poruncile tale. Trimite binecuvântările tale peste vrășmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi. Dă-mi pacea ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie și să-ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Că ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Relatează Click pentru femei.ro.